E o fază importantă a acestei partide, venită cu 10 minute înaintea finalului de meci. Un zid masiv făcut de jucătorii lui Sorin Cârțu. Se pregătește Adailton, șutează foarte bine, este gol, golul 7 al lui Adailton. Superbă reușita brazilianului. E 1-1 Steaua Vaslui și totul se ia de la 0. Jocul este oprit de Ișvan Covaci. Se poate juca în condiții optime. A cam stins lumina Adailton cu reușita din minutul 80. Martin Adailton a stins reflectoarele din Ghencea, dar și speranțele steliștilor de a rămâne în cursa pentru titlu. Golul egalizator din minutul 80 a coincis cu stingerea unor stâlpi de la Nocturnă, iar meciul a fost întrerupt minute în șir. Ișvan Covaci a chemat pe cei doi capitani, pe Tătărușanu și pe Gabi Cânu, la o scurtă discuție. Steliștii cer arbitrului Pintarei să reia meciul cât mai repede. Steliștii au tremurat serios mai bine de 10 minute cât a durat remedierea defecțiunii. Într-un final, arbitrul întâlnirii, Ișvan Covaci, a decis ca meciul să fie reluat. După cele 12 minute indicate de arbitrul de rezervă, partida s-a încheiat indecis 1-1 și FC Vaslui își păstrează șansele la titlul de campioană, în timp ce Steaua București s-a rupt de plutonul fruntaș, situându-se deocamdată în afara locurilor care duc în Europa League.